Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut că domnul președinte e în vacanță? În America de Sud. A plecat cu avionul, nu? Da, cu avionul privat de lux. Același Boeing 737 cu care a fost și în Asia. A, nu e cu Ryanair? Nu, este... E un Boeing cu Ryanair, merge Maia Sandu. De 737, în care intră 170 de locuri, 220 la Wizz Air. La dânsul, cred că sunt vreo 15 persoane. Are salon de cinema, sufragerie cu canapele roșii brodate cu fir de aur, mobilă lăcuită, dormitor cu pat matrimonial regesc, plus alte acareturi să nu se plictisească pasagerul pe drum. Corect. Bravo. Da. Băi, e același avion, așa ne atașăm noi băieții de anumite vehicule, cine nu are. Mi-a plăcut mașina aia foarte mult, m-aș da tot timpul cu ea, așa și domnul președinte. I-a plăcut mult avionul ăla, se dă tot timpul cu el. Da. Vizitează acum pe banii noștri Brazilia, Chile și Argentina. A plecat marțea trecută, se întoarce miercuri, cred. Până acum a avut cel puțin miercuri, adică mâine? Da, miercuri, joi. Până acum a avut cel puțin 4 zile libere, în care nu apare nimic în program oficial. Nu, tu ai fost pe aici, în zona asta, la un moment dat? Da, dar am fost pe banii mei. Urmele tale, luat. Da, ar să fie și numea. Simt invidie. Băi, mi-ar fi plăcut și mie. Hai, nu un Boeing 737, dar măcar un jet Gulfstream de la mai mic. Măcar un loc. Ce să zic, măcar un loc la exit. Mi-aș fi dorit și n-am avut. Nu-i frumos să-l pismuiești pe domnul președinte, că ai zburat tu cu escale și ai avut greutăți? Da. Dânsul ce vrei să facă la fel? Corect. Să ajungă transpirat și obosit. Da, corect. Și s-a dus, deci a fost așa, fiți atenți. Într-o zi s-a întâlnit cu președintele Braziliei, după care a fost la muzeu. A doua zi s-a întâlnit cu un viceguvernator și un viceprimar. Bă, un viceprimar, o președintele României s-a întâlnit cu viceprimarul. Cu domnul... O fi Caterin Comu, i-a plăcut. Auzit de domnul, am auzit de matale. Și a depus o coroană de flori, după aia două zile pauză pentru recuperare. Nu cred că e săptămâna verde la domnul președinte. Jet lag-ul, el... După aia un Chile, s-a fost în Chile, s-a întâlnit cu președintele, a semnat un document, a luat un dejun și pauză, iar o zi. Azi e în Argentina. Nu știu ce se întâmplă, dar cred că iar urmează o discuție și un prânz. Nu prinde meci, ghinion. Serios, ajunge acolo să nu prinzi un meci ca lumea. Corect. Întrebare, de ce nu sunt publice costurile deplasărilor sale externe? Domnul președinte a spus că așa e legea. Și da, legea e o lege care secretizează costul deplasărilor. Dar și legea în sine este secretă. Dacă bravo! Vă puteți imagina? Deci asta e, nu știm nici care sunt rezultatele vizitelor, dar clar e surmenat că au fost totuși 6 zile de lucru. Și a început și abrupt de aia și a luat 2 zile de libere, că nu mai putea. Vacanță, vine acasă, o lună nu-l mai vedem, e surmenat tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.